Ho! Bună! Bună! Suntem Cristina și Dorina și înainte de Crăciun ne-am gândit să facem un tag. Avem câteva întrebări legate de Crăciun, așa că ne-am gândit să răspundem la el. Am făcut și anul trecut și acum 2 ani Christmas tag, însă anul ăsta am găsit câteva întrebări noi și le-am mai combinat noi din două taguri ca să nu fie aceleași și să răspundem la alte întrebări. Prima întrebare, când erai copil, frații sau surorile tare au primit un cadou pe care doreai să-l primești tu? Nu, pentru că primeam același lucru. Doar că culori diferite sau... puțin, foarte puțin diferite. De exemplu, păpușele le primeam la fel și cu o rochiță și cu altă rochiță ca să nu ne bate ele. Dar de obicei ne erau același lucru tocmai din dorința de a nu face diferențieri și să ne dorim una în ceva ce avea cealaltă. Deci nu a fost cazul. A doua întrebare, fii cinstit, îți place să dăruiești sau să primești cadouri? Cred că, bineînțeles, să primesc. Îmi place să și dăruiesc, dar mai mult să primesc. Mie, cred că ambele, pentru că mă bucur mult când dăruiesc cadouri și persoanei care îi fac cadouri îi place. Mă bucur și eu foarte tare și, nu știu, și o senzație foarte plăcută atunci când dăruiești. Da, ambele. Întrebarea numărul 3, ce se află în vârful bradului tău? Când eram mici, aveam un vârf pe care îl țin minte și acum l-am avut foarte, foarte mulți ani până când ni l-a spart o vecină care a venit în vizită și a dat din greșeală de braș și s-a spart. Însă acum nu mai avem, adică avem o steluță, dar aia o ține minte, aveam un vârf din acela special de braț și era foarte drăguț și ține minte și acum. Vechi de mult. Da, era vintage, chiar era drăguț. A patra întrebare, mirosul tău preferat de Crăciun? Nu știu, cred că scurțișoara, mi-o amintesc așa de Crăciun, la mine, portocalele. Da, o portocale și mirosul de cozonac la mine, cred. Da, și de piftie. Glumesc. Cartofi și piftiile, toba, mi se pare că miros îngrozitor de Crăciun, deci nu le suport. Toate chestiile amare. Mâncarea ta de sărbătoare favorită? Asta trebuia să-i pice Cristine. Păi, eu nu mai mănânc carne de foarte mulți ani, înainte îmi plăceau și mie foarte mult sarmalele. Acum cred că cozonacul, chiar dacă sunt vegană, tot de Crăciun tot mănânc cozonac și uneori și salată beau. Și mie, nu știu, probabil sarmale, îmi plac și piftiile. Întrebarea numărul 6. Atunci când erai mic, primeai întotdeauna cadourile pe care ți le doreai? Nu cred, adică nu mi-amintesc să fi cerut ceva anume. De obicei eram destul de cumințele și ne cumpărau mereu părinții ce voiau. Eu îmi doream mult ceva, dar la vremea aia nici nu prea se găsea la noi. Noi în oraș, în niciun caz, pentru că suntem distrați, era un orășel destul de mic, când doream o păpușă Barbie originală. Și noi nu primeam niciodată, adică primeam niște păpușele, dar erau, cheleau foarte repede. Exact, niște fake-uri și aveau un păr atât de prost. Noi eram obsedate să le facem coafiuri, împletituri și uneori rămâneam cu cât un smog de păr în mână, le și spălam, le coafam mereu și rămâneam cu cutul smoc, le făceam până rămâneau cheile, săracele păpuși și văzusem că Barbie original are un păr mult mai rezistent și mult mai frumos și mi-aș fi dorit mult, dar din păcate nu am avut niciodată. Poate de asta încă îmi plac păpușile Barbie și acum, deci chiar mi se par adorabile. Următoarea întrebare, ai făcut vreodată vreun om de zăpadă? Normal, de foarte multe ori, când eram mici, făceam foarte des oameni de zăpadă. Și ningea mai mult, da. Ținut de zăpadă era mai mare. Uneori ne trecea de genul în zăpadă. Țin minte că nu puteam să ducem la școală pentru că era o zăpadă super mare. Și la țară țin minte că uneori era trecea de înălțimea porții. Deci chiar am prins pe super, super mari când eram noi mici. Și da, am făcut oameni de zăpadă de foarte multe ori. Următoarea întrebare, bradul tău de Crăciun este real sau artificial? Artificial, că n-am avut niciodată brad natural. Câteodată ne-am mai luat coronite sau mai primit din brad natural, dar nu... Niciodată nu am avut. Nu ne place să... Pentru că oricum îl ții puțin. E trist oricum când atunci după Crăciun mai treci pe la... ienele de curând și vezi foarte mulți brad sau îi abandonează prin piață pentru că nu-i cumpără nimeni, adică nu știu, e destul de trist. Nu mi se pare deloc ok unui brad de ia 10 de ani să crească și tu să te bucuri de el câteva zile și apoi să-l arunci. Chiar sunt împotrivă și vă sfătuiesc și pe voi să nu mai cumpărați brad natural. Ce-ți place mai mult să sărbătorezi? Ziua aniversară sau Crăciun? Crăciunul, clar, nu-mi place să-mi sărbătorez ziua aniversară, chiar mă simt... Nu-mi place niciodată să fac petreceri sau ceva de ziua mea, chiar dacă ar fi după mine, ar putea să treacă ca oricare altă zi, nu știu, nu mă încântă ideea de a face ceva de ziua mea. Mie îmi place mai mult aniversarea pentru că e în octombrie și e încă toamnă și iarna nu-mi place absolut de aia. Îmi place Crăciunul, dar nu suport zăpada, gheața și lucrurile astea, deci chiar nu pot să le suport. Da, adică, da.
exasperează pur și simplu. Dar așa că aș zice că prefer ziua mea pentru că e în octombrie și bine și Crăciun are farmecului. Altă întrebare, ce-ți place să faci în vacanța de Crăciun? Să ne relaxăm, să ne odihnim, în general cam asta facem. Ne uităm la multe filme, ne uităm pe YouTube, mai facem poze, nu știu, chestii genul ăsta, dormim, încercăm să dormim mai mult, mâncăm mai mult decât trebuie. Cam asta facem în general. Și stăm cu familia. Care este filmul tău favorit de Crăciun? Cred că am mai răspuns la întrebarea asta și am zis că nu avem un film preferat, de fiecare dată ne uităm la alte filme, adică nu ne uităm în fiecare an la același film. Cred că singurul film pe care l-am văzut mai multe ori de Crăciun este Home Alone, logic, pe care l-a văzut toată lumea, rest nu cred că avem un film favorit. Anul acesta ne-a plăcut tare, tare mult Grinch. Dacă nu ați apucat să-l vedeți, vă sfătuim să mergeți la cinema, chiar e o comedie super, super drăguță. O altă întrebare, cine muncește cel mai mult din familia ta pentru a pregăti bunătățile de Crăciun? Bineînțeles că mama, dar o mai ajutăm și noi atunci când suntem acasă, chiar ne mai implicăm și noi, dar în general, bineînțeles, mama rămâne cea care se ocupă de tot și ne pregătește cele mai bune preparate. Care e cea mai bună parte a Crăciunului pentru tine? În primul rând, ne petrecem timp cu familia, mergem destul de rar acasă, așa că de Crăciun stăm mai mult cu ei și putem să comunicăm și, nu știu, să fim toți la masă, să ne împărtășim ce s-a mai întâmplat în timpul în care nu am fost acasă și o senzație așa frumoasă, nu știu, de sărbătoare. Chiar ne place mult de tot Crăciunul. Și ultima întrebare, ce loc ți-ai dorit să visezi cel mai mult de Crăciun? Păi nu știu, probabil mi-aș dori să merg la un târg undeva, un târg de Crăciun în Viena sau tot așa, un târg, nu știu, mai drăguț undeva. Cred că ăsta e răspunsul meu, la un târg de Crăciun mi-ar plăcea să fiu de Crăciun. Și eu cred că v-am mai zis într-un alt video, cel mai mult și sper să ajung măcar o dată acolo de Crăciun, Colmar în Franța, un roșel la granița dintre Franța și Elveția, e absolut super, probabil l-ați văzut dacă sunteți pasionați de travel, probabil știți de pe Instagram, e pur și simplu un orășel magic, pare o atmosferă de poveste acolo. Și gata, s-a terminat și tagul nostru. Vă dorim sărbători fericite alături de cei dragi și nu cred că ne mai vedem până la anul, așa că un an nou fericit și plin de dorințe împlinite. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi și anul acesta și o să ne revedem la anul cu forțe proaspete. V-am pupat! Pa! Pa!